Două persoane au fost carbonizate în această dimineață în gara Burdujeni din municipiul Suceava. Ne-am deplasat la fața locului cu auto specială de stingere și cu o ambulanță SMURD, dar și cu sprijinul a două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava. Între linii, colegii mei au identificat un tânăr rănit, un tânăr în vârstă de 20 de ani, care era conștient și cooperant. Acesta prezenta arsuri la nivelul feței, pe o mână și pe un picior. De asemenea, deasupra unui vagon de marfă care era staționat pe linia 15, a fost identificată o a doua victimă de sex feminin, care din nefericire era carbonizată. Tânărul rănit a fost preluat de către un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean cu medic, a fost evaluat, monitorizat și apoi transportat de urgență la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Suceava.